Actrița originară din Reghin, Raluca Straia, a trăit o premieră de zile mari cu piesa Domnul Goie și ai lui, pusă în scenă de teatrul Stella Popescu, acolo unde își desfășoară activitatea. Reghineanca joacă alături de nimeni alta decât îndrăgita Stella Popescu. Spectacolul este o tălmăcire modernă, palpitantă a schițelor lui Caragiale, o producție care îmbină comicul de situație cu neprevăzutul, o derulare filmică sub inspirata bagheta a regizorului Dan Tudor. Muzicalul Domnul Goie și al lui, semnat de Roman Vlad, a avut premiera oficială sâmbătă la Sala Mare a Palatului Național al Copiilor, întrucât se adresează micilor spectatori, dar și adulților. Din distribuție, alături de Stella Popescu, fac parte Daniel Filipescu, Andrei Lazar, Andreea Blidaru, Ștefan Popov, Raluca Straia, Ramona Olteanu, Silviu Mihăilă, Rodica Ștefan, Adrian Dima, Florian Bala, Ștefan Fieraru. Publicul are ocazia să vadă și talentații dansatori ai balet lui Teatrul Stella Popescu. Coreografia aparține lui Ștefan Soare. Pentru actrița din Reghin a fost o experiență deosebită. Un spectacol care m-a adus aproape de un colectiv cald și primitor, dar și de doamna Stella Popescu, cea pe care o admir de când aveam vârsta micuților noștri spectatori. A fost o bucurie și o provocare să fac cunoștință cu Goie, iar pentru asta nu pot decât să fiu recunoscătoare și să mulțumesc celui care a crezut în mine, regizorul, dar și profesorul meu, Dan Tudor. Raluca are 29 de ani, este absolventă a liceului Lucian Blaga din Reghin și a Facultății de Arte Geo Saizescu din București. Momentan joacă la Teatrul Stella Popescu, la Teatrelli și la Teatrul Metropolis din Capitală.